bun venit fără. Eu nu s-am așteptat să-i spun pentru vă mulțumesc în primul rând pentru această participare și deschiderea pe care ați avut-o pentru propunerea noastră de a aduce în mijlocul publicului o personalitate marcant, zic eu. Pentru mine a fost o provocare publicarea acestei acestui volum, care, așa cum am, comunicat public, face parte dintr-o colecție. Doctorul Richard Constantinescu a venit cu această propunere acum ceva timp și trebuie să recunosc că pentru mine informațiile la momentul respectiv nu erau, să spun așa, de cea mai bună calitate în ceea ce privește personalitatea veitorilor de popa. Cu alte cuvinte, este un alt exemplu de savant român dat uitării pe drept, așa cum se întâmplă și cu alte personalități. De aceea m-am îmbrățișat cu mult entuziasm și am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a verifica cumva portretul lui Grigorete Popa. Mi se pare că ne aflăm într-o situație în care ar trebui ca acești oameni să-i scoatem cât mai mult la lumină, pentru că în societatea actuală avem nevoie de aceste exemple. Sper ca până la sfârșitul anului să vorbim deja de al doilea volum în această colecție. Și în momentul acesta aș încerca să mă rezum doar la atât, pentru că consider că invitații noștri vor reuși să facă această schiță de portret și mărturiile sunt mult mai importante. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul editorului și îngrijitorului acestei colecții, Dr. Richard Constantinescu. Bună seara! Vă spun la început două, trei cuvinte. Nu știu dacă Daniel are în plan să spun asta, dar ne aflăm într-un spațiu legat cumva de locul de